până în luna a șasea, știți că am venit și v-am prezentat mai de mult acel dosar de identitate digitală și acela va fi implementat până în luna a șasea. Vă spun că în momentul în care am discutat despre în comisia de ITNC, când am discutat acest proiect cu cazierul Faceți judiciar, parte fac comisie. Parte din acea comisie, da? Am discutat de cazierul judiciar, discutam despre o perioadă de implementare de 6 luni de zile. Cam atât aveau nevoie cei de la STS ca să... Și iată că au reușit să-l facă mai puțin de 60 de zile. Asta se întâmpla în noiembrie, în noiembrie, da. În noiembrie, da, după adoptarea legii. Și eu vă spun că și... În momentul în care digital? Vom avea dosarul digital, în luna 6 îl vom avea, din informațiile clare pe care le am, perfect funcționabil. Ne vom ridica... Ce înseamnă dosar digital? Să ne vom ridica toți toate documentele personale în acel dosar digital, personale și atât pentru persoane fizice și cât pentru persoane adică juridice. Adică de la buletin, autorizație, absolut orice. Și dacă vrei să-ți iei, spre exemplu, un certificat de urbanism, vei putea intra pe pagina UAT-ului respectiv, care va, dacă vrea să implementeze și să... Păi vrea sau va fi nevoită să implementeze? Trebuie să o facă, nu este a fi nevoit. Mă gândesc că în momentul în care ai acest dosar digital și 2 miliarde de euro accesați pentru digitarea României, un UAT nu are opțiune pentru cetățenii. Trebuie. Este cuvântul corect. Spuneați că dacă va vrea. Deci trebuie, asta, trebuie să facă lucrul ăsta. Deci eu, ca cetățean, intru pe site-ul primăriei respectiv. Completați cererea, îi dați și numărul de identitate al dosarului digital. Și primăria se duce și... Și primăria merge în dosarul dumneavoastră și ridică de acolo ce trebuie, la care doar primăria are acces. Că mai sunt și alte documente la care primăria nu are acces. Decât primării, la care primăria are acces. Ce este foarte interesant, că de fiecare dată când se utilizează acest dosar, veți fi notificat și veți fi întrebat dacă sunteți de acord ca primăria Bujorec, dau un exemplu, să acceseze datele dumneavoastră din dosarul digital.